Simularea evaluării naționale ale elevilor de clasa A8 -a va avea loc în perioada 18-20 februarie, iar cea a bacalaureatului la care vor participa în premieră și elevii de clasa 11 -a între 3 și 7 martie. Elevii vor fi evaluați din materia parcursă până la data susținerii testului. Elevii de clasa 11 care vor simula pentru prima dată bacalaureatul vor susține doar două probe, română și matematică sau istorie, a explicat joi ministrul educației Remus Pricopie. Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naționale pentru elevii clasei A8 a 8 sunt limba și literatura română în data de 18 februarie, limba și literatura maternă în 19 februarie și matematică în 20 februarie. Rezultatele vor fi afișate în 7 martie. Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a 11 și a 12 are următorul calendar, limba și literatura română în 3 martie, limba și literatura maternă în 4 martie, proba obligatorie a profilului în 5 martie și doar pentru elevii claselor a 12, proba la alegere a profilului și specializări în 7 martie. Toate probele sunt scrise, iar rezultatele vor fi afișate în 14 martie. De precizat ar fi și faptul că rezultatele obținute de elevi la simularea evaluării naționale și la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat nu se trec în catalog, la fel urmând să se întâmple în cazul evaluărilor naționale la finalul claselor a doua, a patra și a șasea. Potrivit Ministerului, simulările au un dublu scop, familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv a unui examen de bacalaureat național și optimizarea rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiului studiilor gimnaziale sau liceale.